Povestește o anecdotă din vestiarul Camerunului Național pentru care ai jucat, inclusiv la Cupa Confederației. Aveai colegi Eto'o, regretatul Marc Vivian Foe. Multe nu se pot povesti. Așa, dar una care se poate povesti, ne poți spune în seara, în dimineața anecdotă. Asta? Seara, am zis. Anecdotă. Mai la repede trebuie să mă gândesc la anecdotă. Nu știu. Ideea e că aveam, ei acolo încă cred în magii și chestii de genul ăsta, știi? Ok. Și în Africa, știi? Și colegul meu de cameră, Gemba, care la vremea respectivă... Unde juca? Era la, fusese la Manchester United la un moment dat. Da, tocmai se transfera de la, din Franța, de la... Nantes, parcă? De, așa, de la Nantes, jucase cu Viorel Moldovan. Da. La Manchester. Da. Și el îmi spunea, îmi traducea chestiile care se întâmplă la masă. Așa. Și îmi spunea, îl vezi pe Eto? Da. Și a pus brățarea cu cruciuliță la mână, așa. Și fac eu, da, și ce, toată mea poate. E, și a pus-o pentru că asta este să-l protejeze de vrăjitorii. Vezi, așa, că cu tare, n-a dat mâna cu putare din lață, deci ca să protejeze, deci te dorea capul, chestia de asta, și așa. Și mi-a, încă un lucru care mi-a plăcut, Gemba, avea contract cu Puma. Da. Și eram, nu știu, în cantonament, nu știu, ne pregăteam de o competiție și eram în cantonament. Și au venit de la Puma și au adus 7 cutii cu echipament pentru el și pentru familia lui, e partea contractuală din semestrul respectiv. Da. Și pentru că l-a găsit în cantonament, l-a umplut camera, n-avea loc, erau de cutii, în mijlocul camerei l-au lăsat și a început ăsta să și le așeze și la un moment dat îi sună pe ăștia de la Puma, bă, mai aducem și niște genți. Că n-am nici ce să pun astea, că nu pot să le trimit în cutiile astea, da. Așa că le-am distrus. Și au, la vreo două zile au adus și niște jeans mari ca să le trimită până în Africa, în Franța, așa. Și încă o chestie care m-a impresionat, poate fi și ca așa, da. Funny. Într-o zi nu veniseră ăștia de la laundry să ne ia, de la, să ne ia echipamentele, să le ducă după antrenament, eram la hotel. Da. Și să ne le ducă la spălătorie. Și nu trebuia decât să dăm telefon și să vină să le ia. Dar noi de obicei le lăsam în pungă pe hol și venea responsabilul de la echipă, le lua și le ducea și apoi în ziua următoare le aducea înapoi. Și în ziua respectivă nu știu ce s-a întâmplat, nu ni le-a venit să le ia, nu știu, o chestie de organizare. Și nu trebuia decât noi să sunăm la, așa, costa, nu știu, 7 euro sau ce erau. Și a ști și, na. Da. E, ăsta era milionar, multimilionar, și spăla chiloții, tricou, șosetele, în chiuvetă, cu săpun, cu așa, cu săpun, și spăla singur, multimilionar. Cine? Gemba, da. Îi spăla chiloții în chiuvetă? Deci echipamentul, da. Da, și eu la fel, împreună cu el, știi? Incredibil. Na, eu eram crescut în spiritul ăsta, știi, în România, știi? Uh-huh. Că, na, noi ca și juniori, de multe ori plecând în cantonamente, n-aveam luxul ăsta să ne să plătim la hoteluri sau mai știu ce, știi? Și am crescut în chestia asta, știi? Deci, în fotbal profesionist, asta e o treabă obișnuită, știi? E, dar pe mine m-a surprins să văd că ăsta e jucătorul lui Manchester United, uh-huh. Gemba, și el spăla. Și apoi vorbim cu Viorel Moldovan, de care Gemba vorbea într-una. A, Viorel Moldovan, boss, așa, cel mai mare contract din Nantes, regele de la Nantes sau așa, știi, regele, așa, cel mai bun, cel așa. Și vorbim cu Moldovan, îi zic, bă, uite, Gemba, așa, uite, că da, păi... Așa l-am crescut. Viorel Moldovan îl crescuse. Da, Viorel Moldovan îl crescuse și așa a crescut pe cea mai mici. Știi, ăștia erau mai mici decât el și l-au pe lângă el, știi, și a crescut Viorel în... Viorel Moldovan crescut, plecat de la Bistrița, da. Da, și a crescut pe ăștia mici și, da, se uitau într-un fel ca la Dumnezeu la el.